Yo, ce fa băieții? Și bine ați venit la un nou episod cu FIFA 22 Draft spre glorie. Și dacă vrei să cumperi articole sportive, casual și lifestyle de cea mai bună calitate, argol.com/ro, linkul este în descriere, ai acolo 10% reducere cu codul OVI la checkout. Vă salut de aici, de la Ecuator, sunt 38 de grade afară, am deschis și ușa, dar drumul la Aceu nu se putea sta în studio cu luminile date drumul. Spuneți-mi și mie voi, cum e la voi în oraș, tot așa caniculă? Cel puțin aici în Craiova ieșim din casă după ora 7-8 seara, în rest stăm și facem drafturi senzaționale, zic eu, pe canal. Hai băieți, să-i dăm bice și să vedem sistemul de joc. Iar tu nu uita să apeși butonul de like dacă iubești seria de drafturi pe canal. Avem un 4-2-3-1, 4-3-3 holding, 4-3-3, 3-4-3 flat, 3-4-1-2. Hai tati, cu 4-3-3 flat să pice jucătorii ăia bombă și începem aici la capitan cu Germania 2. Nu o să-l băgăm nicăieri, probabil. E un team of the season 88, nu e cel mai high rated. Dar poate că pe parcurs... Fii atent. Silas, 5 stele la skill moves, monstru, 5 la weak foot. Olala, strength 86, cât are înălțime? Pe la 1.90, 6.2 ăla e pe la 1.90. Finishing 95, shot power 95. Un card monstru, are și flare acolo la trade-uri. Hai mă să luăm și să construim un draft în jurul lui Silas. Doamne, ce tank. Din păcate, oare să iau Diaby aici ca să am un pic de chemistry, să fim siguri? Hai să vedem cu Diaby, sper pe parcurs să legăm un pic mai bine cu ceva carduri, un pic mai high rated, și așa se întâmplă. Emre Can, fii atent, ai Pedri, Paqueta, Jorginho și Emre Can care îți dă chemistry. Pedri, Paqueta și Jorginho nu fac asta, mergem pe Can, încercăm să îl avem pe Silas acolo cât mai sus la chemistry. Contează ce luăm aici? Nu prea. Unai vencedor să fie. Râcâmă, hai tati, scoate-ne puțin din problemele pe care le avem la chemistry. Bujalski, ok, și un Eriksen. Barella, Rodriguez și Parejo. Eriksen să fie de 93, momentan suferim, plângem la chemistry, dar poate că rezolvăm. Konate la Liverpool, Akanji, ok, care ți-a verde frumos cu Emre Can și ne scoate din sărăcie. Ne scoate din sărăcia de la chemistry. Celălalt fundaș central va fi Rudy. Ok, restul nu au nicio treabă cu chemistry. Și Rudiger e un team of the year nominee, foarte, foarte frumos. 86-85 la acceleration sprint speed, dar un hunter pe el are deja 92 la defending, 92 la physicality. Se potrivește. Pe dreapta dăm din Premier League ceva, facem chemistry. Ți-a dat, dar nu ți-a dat ce trebuie. Venim cu un Dallas de 81 pe stânga. Să-l iau pe Delaney care ce este la UEFA, dar în rest, oi, ce-a fost aici? Hai cu rezervele să ne salveze, tat. Foden de... 96, Team of the Season, Neymar. Mamă, ce atac, fii atent. Team of the Season, Neymar. El mic, pitic, 5-5. Și Silas, mare, puternic, tot 5-5. Problema e cum îl băgăm în primul 11. Bineînțeles, Foden. Aici n-ar fi ajutat, poate, mai bine la chemistry. Dar hai să mergem cu Neymar, Sito. Ți las totul să stea tot în 7, stă în 6 ce stă acolo. Dar poate pe partea asta aici, avem Franța 1 cu Delaney, poate prindem un mijlocaș central care să lege bine pe Neymar. Bro, ce cu Kramaric aici? Zaniolo, Ochoa, Franța 1. Stai doar așa, nu? La Ohancino. Hai cu ea grei, tata. Hai cu ea grei. Nu, stă ea grei pe care îi căutam. Luis Alberto, Acuña, Chiesa, Insigne. Insigne, că restul nu prea... Insigne nu prea pică în era. Oh! N-avem chemistry deloc, dar nu pot să nu-l joc, fii atent. Bro, n-am cum. Este Messi, Team of the Year. Este o combinație superbă între Team of the Year, Team of the Season și Shapeshifters. Între cele mai tari 3 promouri. Wow! Ok. Hai să vedem cum... Hai să legăm puțin chemistry-ul ăsta, mă. Brian Gill acolo, Foden, Robertson... La fond portar francez. Müller ăsta, mamă, Müller. O să-l iau pe Gil, frate. Să-l iau pe Gil în caz de ceva, să avem aici un pic de siguranță la chemistry, știi?
să avem un 9-7. Bineînțeles că intră Neymar după aceea. Iuri, s-au legat. S-au legat bine. Mi-a dat partea stângă a echipei. Aveam și un Marco Reus, tot de la Borussia, care ți-ar lua frumos de tot acolo cu Emre Can. Dar acest Iuri ne leagă toată partea asta, în 5-7-6, 10-9, frumos, bun. Și ne-am scăpat un pic de problema asta a chemistry-ului pe care aveam. David, ok, David ne deschide posibilități să-l jucăm pe Neymar și pe Messi de la început și să intrăm cu Silas Super Sub. Ai Ioi Arzabal, Mbarba și Noakaeme. David, Jonathan, bam, ia uite așa. Și aș putea să intru și cu Neymar. Deci stau un 7 de la început cu doi băieți grei. Foarte interesant. Hai să vedem ce ne aduce până la sfârșit draftul. Știindu-l pe chemistry aici, cumva nu. Tot mă forțează cu Rodriguez ăsta. Vine Toni Kroos, german, ce bine vine. Așa, el nu te ajută foarte mult la chemistry, dar el vine frumos aici. Food birthday. Ia cu Emre Can, are 5-5. Verratti, în schimb, aș putea să-l iau și să-l joc în full chemistry pe Messi. Ce opțiune frumoasă! Ce opțiune frumoasă! 4-4, bun pe dribbling. Hai să facem așa. Aș putea chiar să mă duc un pic, uite așa. Mai avem încă 4 jucători. 2 portari, 2 jucători de câmp. Acerbi, Tavernier, Crișito, Rafael Tolui și Trimmel. Fii atent că zleagă Germania aici. Schimbe Akanji cu Rudiger. Ha, ha, ha. Și zleagă Germania acest Trimmel. Interesant, 86 și cu un portar am putea să ne salvăm, să mergem 90 plus, bine de tot, te rog, te rog, nada de bun, de... Bata, Mendy, cum a intrat Mendy, fii atent, gulașii, stăm un 90 și Mendy, nu știu, un 93, tati, ne-a cam salvat, ne-a salvat, bine, bine de tot, mă. Ultimul e de umplutură, din păcate, este să iau CB-ul ăsta, pentru orice eventualitate către drumul spre full chemistry. Mamă, ne sparge la portar. Oare merge combinația? Ia le-a notat. Ia le-a notat. Ia uite, full chemistry-ul așa. Uite cum e full chemistry-ul. 99. O scoatem la capăt incredibil. Pare rău la Messi că nu pot să-i țin pe toți trei de la început. Fii atent. Am Neymar în 10. Am Silas acolo. Partea asta cu Stindl e obligatorie. Am scos-o la capăt până la urmă. Nu mă mai așteptam la un moment dat. O să-l avem pe Silas Super Sub. Așa, la mijloc, intră Eriksen în locul lui Stindl. Păstrăm Verratti, Emre Can și poate să începem. Uite, eu am vrut să țin asta doar ca să vedem clar că putem să facem full chemistry. Îl terminăm așa, dar o să jucăm cu Akanji acolo. Ai și pe manager. Nu poți să mă dezamăgești, să nu-mi dai full... Nu mă dezamăgești, tata. Full chem nu e cel mai high rated draft, dar e un draft care are poate cel mai interesant atac pe care l-am văzut vreodată într-un draft de FIFA 22. Avem o combinație de Team of the Season, Team of the Year și Shapeshifter, cum ziceam mai devreme. Hai să fim sinceri, cele mai bune 3 promouri de până acum din FIFA. Shapeshifter Silas, 5-5. Neymar Sito, 5-5. Și Messic, 4-4, dar Team of the Year e tancone. Dar Silas intră după minutul 1, așa o să arate. Și o să-l băgăm și pe Akanji de la început, superior clar la ce aveam noi acolo. Și cred că mai bine jucăm și cu Mendy. Tank, 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 tank. Hai să vedem primul adversar. Dybala, 96, are și un Socrates și un Team of the Year Modric acolo. Nu pierde din prima rundă o viță, nu, te rog. A pus el pauză, văd deja ne facem și noi schimbările. Pap, Stindl iese, intră Eriksen. Aia e toată echipa. Stai puțin. Lăsăm pe trimul ăsta aici? Nu știu ce să zic. Mamă, cum e ăsta pe defending? Ce? Joacă peste tot, ești nebun? Narei. Ok. Ok. Silas! Cu egalarea! Direct, frumos! Aia e, tată! A mutat și tot are timp să o scoată, Dumnezeule! Messi! Messi! Ce șut e ăla, fratelo!
Bine, Kanji, zeu! Hai, Messica! Hai, Messica! Bum! 2-1! Messi! Am fost calme acolo la finalizare și am rezolvat problema. Și ăla-i meciu! Mergem mai departe! Ce avem noi în continuare? 4-4-2 acolo cu Ferran Torres, Suarezito și Team of the Season Vinicius în față. M-a luat la mică, fii atent. De la început, Adama! Ce face de acolo? Sunt doi, Oviță! Mamă, avem meci greu de tot! Mergi greu de tot. Hai, Messi, hai, tată, așa te vreau. A plecat direct pe intercepție. Băi, belea. Dă-mă și la noi, hai și la noi. Hai, Messi, hai, tată. Du-te, tată. Du-te. David! Ce l-a dat David înainte să-l scoatem cu golul? Fac kick-off-ul. Păi ăștia e bun. Totino, ce faci tati aici? Ce face băiatul lui tata? Pupă tata pe el. Hai cu minte să nu faci prostii pe acolo, da? Silas! L-a văzut pe Messi! Hai, Mendy, do toto. Hai pe tiki-taka. Tiki-taka Barcelona. Offside, ce fraier sunt. Dar stai că a făcut fault. Făcut fault acolo. Silas atât de puternic încât nu poate să fie dat la o parte. A luat ceva vreun... N-a luat nimic, dar măcar e mingea la noi. Ajunge la Messi. Cercăm ceva cu Messi. Mare distanță. Messi! Cel mai bun jucător din joc. La finestratul. Cel mai bun! Messi! Mi-a dat omul din corner. Da, mă, că e cu 2. Deja mă vedeam victorios la 2. La 2-0. Și acum fac o greșeală. Bine, Chan! Messi! Nu cred! Ia vezi pentru Silas! Silas! Cu lobu! Nu vrea, mă, să intre, mă, ce nebunie! Silas, în careu! Acum vrea, da, prin portar! Ho! Silas, face 3-1! Ia-o, bravo! M-a citit aici, dar... Mamă, ce face Silas în careu, Dumnezeule! 4-1! Hai, nene, hai, tată! Facem așa frumos. Și încercăm o nebunie de centrare, dar nu dă Messi, mă, nu dă, e greu că e micuț, nu e genul lui. Ăla-i meciu! Mergem în semifinală! Serios, are 2 goals în față? Sigur e meci greu. Ăștia dau 2 goals în față, bagă super saburile sau pur și simplu nu interesează uneori pentru că sunt atât de buni. M-a prins. Salut, te pupoviță! Cu pasă! Ia vezi, hai cu norocul! A venit bulanul la Oviță, avem noroc acolo și egalăm. Dar adversarul e strong! Silas! Silas! Face 2-1! Pam! S-a dat drumul la mașinărie, cum îi place lui Andu să zică. Da, tati!
aruncat asta greșit. Silas aproape să fure mingea. Pia, 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 ce era acolo, nebunie. Messi, Messi, Messi! N-a avut destulă forță șutul. Silas, ce ocazie avem, ce bine intrase în spatele apărării adverse. Mamă, cum e Silas ăsta, tancone. Hai Delaney, bravo tată. Ia vezi Silas, ia vezi Silas, bam, 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 bam. 3 la 1 la băieți acolo. Și ăla-i meciul, mergem în marea finală. Olala, până aici ne-a fost, îl are pe Moments Ronaldo, pe Nazario. Cu lob, nu! Cât bulan, scuze. Am avut bulan la faza asta, mamma mia. Iar m-a lăsat secret, îl ținem doar primele minute și după aia scoat. Asta, oru, băi, ce asta m-a băgat și... Băi, ești nebun, ce să-i faci ăstuia, mă, mâncați și sufletul tău, wow, 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 wow. Dă-i pas, o viță, dă-i pas că nu merge așa, nu-i offside, bă, prostovan. Ce-i acolo, doamne? Nu vrea să intre, nu mai e în blocaj, de nu s-a dus mingea, ce nebunie. Preluarea nu e bună. Dar acolo ne comportăm exemplar, să zic complotăm. Ne comportăm exemplar și venim cu pasa aia perfectă în fața porții, 2 la 1, nu mai rău din kick-off. Neymar, doamne, cât de aproape. Dacă apucam să dau drumul să lansez lobul. Oh! Messi! Căpățână 3 la 1. Bam, 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 bam. Silas cu asistul. Superb acolo. Silas, o, oh, Dumnezeule, 4 la 1, Silas! Băi, uite-l pe Silas ăsta, e incredibil. Puh, păcat, aici a fost mingea sărită și lobul n-a mai fost atât de bun, dar dai o pasă pe Silas și ești 99% sigur că o să câștigi acolo duelul, e incredibil. Silas, Dumnezeule, a băgat-o pe cât la portar, 5-1. Show, show aici cu Silas în prim plan. Eriksen, o transversală. Asta e draftul, băieți, hai să vedem premiile. Ce avem noi aici la pachetele? Ai de cap, gold pack, gold pack, premium gold players pack, premium gold players pack, ai. Hai să vedem, că am găsit pe aici un rare gold pack, deschidem câteva rare gold pack și avem și premium gold players pack, două minim din câte mi-amintesc, erau și două gold pack-uri, dar slabe șanse acolo, ok, un board francez, ce ame, fechir, tata, a fost bun la început de joc, 4-4, Poor man's Messi, să zic așa. Premium Gold Players Pack să fie cel de-al doilea. Ța, 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 ța. Hai, tată. Mamă, nimic. Ce să dea din ăstea? Măcar un Rare Players Pack dacă ne dădea și nou acolo. Șanse pic mai măricele. Ai încă un Premium Gold Players Pack și mai avem încă un Gold Pack. Oh, nimic, băieți. Și un Gold Pack.
Ai dat, poate ne salvează ăsta? No, din păcate, asta o să fie totul pentru astăzi, un draft fabulos, Messi Team of the Year, Neymar Team of the Season și acel Silas Shapeshifter fabulos, nu uita să apeși și tu butonul de like, vă pupă o viță și ne vedem în clipul următoare. Pa, pa!